Stimați spectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Educație. Platon definea educația ca fiind arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native. Asta vă propun să vorbim astăzi, așa că am invitat alături de mine, vă prezint pe doamna Vasile Alina, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, doamna Turliu Raluca, bun găsit, doamna Veschi Gabriela, bună ziua, Lazar Oxana, o elevă, și de asemenea Prodea Georgiana. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră de a participa la emisiune. Liceul participă la un concurs destul de important, nu? Biblioteca anului 2014. Aș vrea să-mi spuneți cum ați aflat de acest concurs și mai ales de ce v-ați înscris. În primul rând trebuie să vă spunem că Biblioteca Anului este un concurs național organizat de Casa Corpului Didactic Spirul Haret din Iași. El se desfășoară în două etape, etapa județeană și etapa națională. Are și două secțiuni, o secțiune de gimnaziu și o secțiune de liceu, acolo unde participăm și noi. Etapa județeană a început deja, încă de pe data de 1 martie, și se desfășoară până pe 14 martie. Mai aveți puține zile la dispoziție. Exact, mai suntem pe ultima sută de metri. În schimb, noi avem satisfacția că cu filmulețul realizat de echipa noastră suntem până la acest moment pe locul întâi din cele 4 școli din această categorie liceu. Celelalte școli participante sunt școli de prestigiu din Constanța și este încă un motiv de mândrie pentru noi. Cine a organizat acest concurs? Exact cum spuneam, Casa Corpului Didactic din Iași. În schimb, la nivel de județ, Casa Corpului Didactic Constanța ne găzduiește cu aceste filmulețe pe care fiecare școală le-a realizat la nivelul școlilor. Elevii Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu au realizat acest filmuleț pentru Centrul de Documentare și Informare. Bun, vreau să știu în ce constă mai exact acest concurs. Concursul constă în realizarea filmulețului de maxim 3 minute, în care au voie să participe maxim 7 elevi și în care să se descrie structura infodocumentară a școlii respective, a bibliotecii sau, după caz, a Centrului de Documentare și Informare. Cât s-a muncit pentru acest filmuleț? Sunt 3 minute, la mândesc eu. Exact, în spatele acestui filmuleț pe care îl vedem noi este o muncă de aproximativ o lună de zile. Și echipa noastră, care se află aici alături de noi, o să vă povestească cum au inițiat ei proiectul. Munca le aparține în mare parte. Eu am fost doar coordonatorul acestei echipe. Doamna profesor Tarnoveschi i-a ajutat pe aici, pe acolo, cu scenariul, le-a sugerat câte o idee. În rest, copiii sunt cei care au muncit. Vreau să-mi spuneți despre scenariul pe care l-ați pus în practică. În contextul actual în care cartea Să fim obiectivi a pierdut teren și asistăm inevitabil la o răsturnare a valorilor, acest concurs a fost văzut de noi ca o provocare. Am lucrat cu echipa și, mă rog, folosindu-mă de experiența pe care o am, am intenționat și sper că am reușit să tragem și un semnal de alarmă în privința importanței cărții în contextul CDI-ului, a Centrelor de Documentare și Informare. Am realizat împreună cu elevii un scenariu în care am antrenat elevi adolescenți din liceu, pentru că, din nou o paranteză, noi nu suntem considerați în comunitatea megidiană un liceu cu greutate. Noi venim să construim niște personalități, muncim mult, se muncește foarte mult și vrem să le creăm deprinderi în manieră constructivist interactivă. Deci acest scenariu l-am văzut ca o activitate interactivă, o colaborare destul de strânsă între mine și elevi, cu diverse păreri, foarte la obiect și la subiect. Așa cum se vede în filmuleț, am solicitat adolescenți, în primul rând elevii școlii,
Apoi, pentru că acest CDI este un univers deschis, am considerat că este necesară prezența unui copil. Avem și un copil care se joacă și care constituie o pată luminoasă, ca să spun așa, nu știu dacă e bine spus, și pe fundal vocea unui bătrân care menționează o strofă din Testamentul de Aur al lui Arghezi. Nu se putea un filmuleț despre carte și despre bibliotecă fără cuvântul arghezian. Și sper că am reușit. Au fost păreri contradictorii, s-a muncit în echipă, este ceea ce pentru mine e o noutate, pentru că ani de zile nu se lucra în echipă. Acum se lucrează în echipă. Au fost receptivi, s-au descurcat? Au venit cu idei, bineînțeles că noi le-am coordonat, folosindu-mă, așa cum am spus, de o anume experiență pe care o am în școală, câteva decenii bune. Și atunci zic eu că rezultatul este pe măsura așteptărilor, cel puțin pentru moment. Bine, nu suntem noi cei mai buni, dar să sperăm că la publicul spectator, telespectator, o să le placă filmulețul și o să voteze. Spuneați la un moment dat, da? Construim personalități. Da. Cum? Prin învățătură și prin munca de zi cu zi. Foarte greu. Adevărul este că omul, și mai ales în societatea contemporană, se construiește greu. S-au inversat valorile, așa cum am spus, tentația de a înlocui cartea cu tableta, cu calculatorul, este uneori în defavoare. Nu spun o noutate, sui generis, spun ceea ce cred eu și ceea ce gândește, cred, o lume întreagă. Dacă o carte, tot mai citesc măiastrați carte, deși o știu pe din afară, ei nu mai fac apel și rapel la carte. Pentru că, într-adevăr, calculatorul este mai comod, dar nu creează imaginație. De aici lipsa de imaginație, lipsa de gândire, lipsa de vocabular. Și dar v-aș întreba, cum îi atragem spre carte? Spre carte, prin activități, prin munca la clasă, în primul rând munca la catedră, cei care suntem în catedra în area curriculară limbă și comunicare. Limba română și limbile străine, limbile moderne. Eu predau franceza și de multe ori, glumind, mai spun, eu predau franceza mai mult în limba română, pentru că am și literatură și fac analize pe text. Am fost și acuzată la un moment dat că eu fac analize pe text, pentru că ei trebuie să gândească creativ, să judece. De-aia au căpușoare, capete, cum le spun eu, și nu altceva. Omul trebuie să gândească și acest context cu filmulețul a venit numai bine în sprijinul nostru și se adaugă în galeria de activități pe care noi am făcut-o și cu ocazia zilei aniversare Eminescu și cu ocazia zilei de 24 ianuarie. Le îmbogățim universul cognitiv, le creăm competențe. Este ceea ce se cere, bănuiesc. Cam asta. V-aș întreba dacă este primul an în care participați la o competiție realistă. Da, este, pentru noi este primul an în care participăm, dar cu siguranță vom participa și anul următor, pentru că a fost așa o competiție chiar și între elevi. Deja pot spune că avem lista cu cei care vor să participe în echipa de la anul. Iată, a fost atrași, mă gândesc. Da, de... le-a plăcut și lor lucrul în echipă. Cum îi atrageți spre astfel de activități pe elevi? Încercând să promovăm, iată și concursul acesta este o ocazie pentru noi de a promova centrul de documentare și informare, dar și șansa de a câștiga premiul cel mare. Care este premiul cel mare? 4.000 de lei în cărți. Am înțeles. Frumos. Vreau să vorbesc și cu actrițele principale, să spunem așa, ale filmulețului. De ce credeți voi că avem nevoie, până la urmă, de bibliotecă? În primul rând, avem nevoie de bibliotecă pentru a ne dezvolta din punct de vedere intelectual, pentru a avea un vocabular mai dezvoltat, o minte mai matură, încrederea în sine să fie mai mare și cu cât citim mai mult, cu atât putem deveni oameni mai buni, mai... Dar tu, că totuși ești tânără, ești încă pe băncile școlii, cum îi vezi tu pe colegii tăi? Sunt atrași de carte? Majoritatea dintre ei nu sunt, dar noi, prin acest filmuleț, am dorit să-i îndemnăm, să-i încurajăm și să le demonstrăm că putem să fim din ce în ce mai buni. Cam dificil, zic eu, totuși. Dar, eu știu, cu ajutorul vostru, iată, cu ajutorul astfel de proiecte,
reușiți. Aș vrea să știu cu ce se diferențiază biblioteca voastră de alte biblioteci. Te rog, George. Aș vrea să spun că noi aici întreprindem mai multe activități. Noi când spunem centru de documentare și informare, nu ne gândim la o încăpere care are câțiva pereți și venim aici, luăm o carte, plecăm acasă și avem o obligație să citim. Nu, noi aici venim cu foarte mare drag. Doamna noastră bibliotecară este alături de noi tot timpul când avem nevoie de ceva. Aici venim, au loc activitățile alături de profesorul care trebuie să fie cu noi la acea activitate și le facem cu foarte multă muncă și respectăm tot ceea ce se întâmplă aici. Nu sunteți singurele care au participat la acest videoclip, nu? Nu. Îi prezinți, te rog, pe colegii tăi? Ia veni de aici. Alături de noi au mai fost Oboroceanu, Florin, Roman Ovidiu și Ștefan Cosmin. N-a fost grea munca aceasta pentru realizarea videoclipului? E o premieră pentru voi, nu? Da. Aș vrea să zic că nu a fost deloc greu. Noi am pus foarte mult preț pe acest filmuleț și ne-am dorit foarte mult să ajungem aici. Cert este că noi chiar suntem pe primul loc și mulțumim frumos celor care ne-au votat și ne-au apreciat munca. Și mai au timp să facă, să ne voteze în continuare. Unde vă votează? Pe pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic Constanța se regăsesc toate filmulețele participante în etapa județeană. Acolo se regăsește și filmulețul realizat de elevii Colegiului Tehnic Nicolae Titulescu Megidia. Acum că aveți experiența acestui an, v-ați înscrie și la anul la acest proiect? Cu siguranță. Aveți așa o idee? Abia așteptăm. Anul acesta am căpătat experiența, iar la anul sunt convinsă că vom fi și mai buni, nu? Cu siguranță. Ce elevi au participat? La ce clase? Pot să spun singurei. Sunt a 10-a, 11-a și a 12-a. S-au înțeles așa? Dacă sunt deși nu se cunoșteau decât din vedere de pe holurile liceului, aici au format o echipă cu adevărat bună în atelierul de lucru. Iată că a ieșit o muncă. Da, de care suntem foarte mândri. Da. Aș vrea să știu așa, cum credeți dumneavoastră, până la urmă, și v-aș întreba, cum îi atragem pe tineri spre cărți? Ați văzut și vorbeam, nu mai citesc, nu mai interesează cartea, nu mai vizitează biblioteci. Cum facem să rezolvăm această problemă? Noi am încercat încă din 2006, când am dat naștere acestui centru de documentare și informare. Da? Doamna director, Vasilescu Rodica, este cea care a inițiat acest proiect cu centrul de documentare și informare și asta vine tot în sprijinul elevilor. Ei, de când există acest spațiu în școală, îl frecventează mult mai mult, s-a înregistrat o frecvență mult mai mare decât până la acel moment, până în 2006. Dar și profesorul are un rol? Sigur, pentru că sunt, așa cum spuneam, sunt create mai multe spații de lucru. Unul dintre ele este și spațiul de lucru în echipă, când profesorul poate veni cu clasa aici să-și desfășoare diverse activități. Aș întreba și pe dumneavoastră, doamna Alina, cum credeți că îi atragem pe tineri spre carte, spre citit, până la urmă? Este o muncă decisivă, dar putem, dacă ne dorim acest lucru. Dar totuși au prea multe variante, internetul, iată, care oferă multiple informații. Și internetul este un ajutor la un moment dat. Dar eu sunt profesoară de limba și engleză și atunci încerc să fiu un pas, să spunem, cu avansul acesta pe care l-a luat tehnologia. Și mă folosesc foarte mult de calculatoare în predarea unei ore. Elevii, de exemplu, folosesc calculatorul ca mijloc de informare pentru diverse proiecte pe care le-au făcut. Adevărul că încercăm să folosim și cartea, dar și tehnologia. Pentru că altfel nu se poate. Nu trebuie să renunțăm la carte, dar nici să respingem tehnologia în totalitate. Deci trebuie să creăm un echilibru. Un echilibru, că ne ajută și tehnologia să înțeleg la procesul de învățare, nu? Bineînțeles, da. Dacă tot suntem la acest capitol, știu că ați derulat și urmează să derulați mai multe proiecte care au, evident, ca scop educația. Și aș vorbi aici despre tranziția de la școală la viața activă. Este un proiect de care suntem foarte mândri. Doamna director Vasilescu Rodica și doamna bibliotecar Turghiu Raluca sunt responsabile. Noi suntem, să spunem, beneficiari acestui proiect, deoarece aplicanții sunt Universitatea Spirul Haret din Constanța.
iar acest proiect se derulează încă, este în evaluare. Dacă va fi aprobat, vom primi o sumă de bani destul de consistentă, e vorba de 50.000 de euro, cu care sperăm să reabilităm amfiteatrul colegiului nostru. Știți și noastră că în acest amfiteatru s-au realizat o grămadă de activități pe care le-ați filmat și este singurul din acest oraș. Prin urmare, este important să desfășurăm și alte activități pe viitor în acest spațiu. Dar care este scopul până la acestei activități? Scopul proiectului este consilierea elevilor, orientarea lor profesională, deoarece acești elevi termină, să spunem, școala personală sau liceul, poate nu toți vor urma o facultate. Prin urmare, este important să fie consiliați astfel încât să-și aleagă calea pe viitor, meseria. Nu, cam dificil acum, că pe elevii nu prea au așa alternative. Așa este. Dar noi ne dăm silința astfel încât ei să aleagă ceea ce este mai bine pentru ei. Mulți copii fac practică și atunci firmele la care fac practică elevii noștri, să știți că angajează. Vorbim în mare, vorbim în primul rând de DMHI Mangalia, care angajează toți elevii care termină pe specializarea sudură. 100%. Deci copiii care termină pe sudură sunt angajați acolo. De ce este importantă demararea acestor proiecte, să zicem așa, la nivelul școlii? În primul rând, e un altfel de învățare, să spun așa. Deci nu ne limităm doar la a preda o materie la clasă. Antrenându-i pe copii în aceste proiecte, participând la diverse concursuri, la proiecte cu alte licee din alte localități, încercăm să-i pregătim pentru viitor. Pur și simplu pentru viață. V-aș întreba același lucru și pe dumneavoastră, doamna Raluca. De ce este important să demarăm astfel de acțiuni, de activități la nivelul școlii? Îi vedeți pe copii interesați să participe, după atâtea ore de curs, să participe și la activități de acest gen în școală? Sigur, ei trebuie să devină niște adulți informați și responsabili. Ori, fără aceste activități, nu cred că s-ar descurca la fel de bine. Și noastră, doamna Gabriela? Da. Și eu consider absolut necesară această manieră de a-i construi, de a-i pregăti în complexitatea actuală. Pentru că, într-adevăr, eu le spun de multe ori la oră, la orele de dirigenție, locurile de muncă nu ne așteaptă în etaj în România. Și cu atât mai mult, da, este impactul adolescentului, ceea ce cu ani în urmă nu exista. Noi aveam asigurat un loc de muncă, ei din păcate nu l-au. Noi avem profile tehnice bune, CAD, mecanică, confecții, textile, electrician și așa mai departe, care să sperăm că vor avea un impact pozitiv. Ei trebuie să fie pregătiți, măcar baza, să nu fim acum utopici, dar baza ca specialist ei trebuie să o aibă. Nu te angajează nimeni pe vorbe, te angajează pe ce știi să faci. Și cred că în școala românească s-a produs o schimbare în bine, în sensul că devenim mai pragmatici. Mai urmează să se limpezească programele, sunt foarte multe și încărcate. Ei nu dau randament. Eu îmi închipui că și la liceele cu greutate, cum spun eu, randamentul nu este 100%. Se văd rezultatele la simulări, la competențe, la, în fine. Vreau să vorbim da, și despre acest da, lucru. Și atunci să le creăm măcar o bază cu care ei să plece în viață. Este foarte important. Și noi, pe parcurs, sperăm să reușim din ce în ce mai mult, fără să spunem vorbe mari. Îi construim. Spuneți-mi și voi, fetelor, este important, vă place să participați la activități de acest gen la nivelul școlii? După orele de curs, eu știu... Cu siguranță, este foarte important. Așa ne dezvoltăm și noi mai mult, psihic. Așa învățăm mai multe și devenim niște oameni cu experiențe mai noi, mai multe și știm să ne descurcăm în viață mai bine. Probabil și cu o șansă de angajare în plus, nu? Cu siguranță. Da. Tu, Georgiana? Activitățile ocupă un loc primordial în viața noastră de
elevi, noi învățăm și aflăm informații inedite pe care poate acasă nu le putem afla. Iar aici, la școală, noi aflăm și suntem încântați că ne putem îmbogăți cunoștințele. Dar mi se pare că aveți un program prea încărcat, nu aveți și voi timp de altceva, eu știu? Avem. Avem timp, cu siguranță, dar aceste activități sunt întotdeauna binevenite. Timp există întotdeauna și pentru relaxare, este weekendul. Sunt ca o gură de aer în programul acela complex de ore. Deci când avem un motiv de sărbătoare, chiar profităm de el. Da, și noi am participat la câteva activități de acest gen. Aș vrea să vorbim și despre un alt proiect pe care îl derulați sau urmează să-l derulați, Patrula Eco. Sigur. E interesant, în primul rând, numele. Patrula Eco, ia să spuneți-mi mai Patrula exact Eco care este obiectivul. Patrula Eco este un proiect național de responsabilitate socială și educație pentru mediu. Acest proiect este realizat în colaborare cu editura DC Sfera Media și Centrul Carpato-Danubiano de Geoecologie. În ce constă acest proiect? Elevii noștri cumpără anumite agende pe care le vor completa cu informații despre mediu. Tema acestui an este gospodărirea resurselor. Ei trebuie să facă rost de pe parcursul la câteva luni, deoarece noi aceste agende le-am comercializat în noiembrie. Și trebuie să le completăm pe durata câtorva luni, astfel încât în aprilie vom face un concurs pe școală, care este cea mai frumoasă agendă. Vom alege una din cele mai frumoase agende și le vom trimite mai departe la concurs pe țară. De ce este important să fim ecologiști? Este important. E vorba de viitorul nostru. Dacă nu suntem responsabili de acum, ce vom face mai târziu? Ați mai organizat astfel de activități ecologice la nivelul liceului? Patrula Eco se desfășoară de ani de zile. Doamna director Vasilescu Rodica s-a implicat mereu în acest concurs. Și o avem aici și pe Lazar Roxana, care a participat și anul trecut. Nu-i așa, da. Roxana? Cum a fost? A fost destul de bine. Am și câștigat. Ce ai avut de făcut mai exact? Am avut de completat o agendă în care scriam în fiecare lună mediul așa cum îmi place și așa cum nu îmi place, de făcut diverse colaje, rebusuri. Ce îți place ție? Spuneai mediul așa cum îți place și cum nu îți place. Păi, spune-mi și aspectele negative și pozitive. Aspectele pozitive sunt... Principal. Mai multe sunt, dar negative mai puține. Am încercat să fie totul bine. Să te accepti pe cele pozitive, da. Nu? Ca un exemplu. Am participat chiar și la școala generală, la acest proiect. Nu am câștigat atunci, dar anul trecut am câștigat premiul special la această agendă. Ce ai sfătuit tu pe elevi, pe copii, cu privire la latura aceasta ecologică? Ce ar trebui să facă? Cât mai mult mediu. Să iubească mediu. Nu am participat, dar mi-a plăcut foarte mult acest proiect. Și te gândești să te înscrii? Sau sunt nu mai nu prea mai retins. Nu mai are sunt. A, deja particip, să înțeleg. Grupa noastră, anul acesta, se numește Eco-atitudine. Deci e vorba de atitudinea pe care noi avem față de mediul înconjurător. Care ar trebui să fie atitudinea? Atitudinea una responsabilă, să nu mai aruncăm, în primul rând, hârtii pe jos. Deci, asta este primul pas. Hârtiile acelea pe jos, să le ținem, dacă nu avem un coș, că nu avem un jur, să ținem hârtia aceea în buzunar până când ajungem acasă sau undeva unde o putem să o aruncăm. Greu. Foarte greu. Da, e prea greu la noi. Ține de obișnuința pe care trebuie să ne facem noi înșine. Așa este, da, v-am spus. Mie mi se pare un lucru cam greu de realizat. Se va rezolva. În timp, da, ne putem crea aceste deprinderi. Spuneați ceva, doamna Gabriela, cum vedeți dumneavoastră această atitudine eco la mediciliar? Eco e complicat, pentru că toată lumea își dorește un oraș, un spațiu în care să trăiască curat. Curățenia se face întâi și apoi, dar cred că este mai greu de menținut, că de ca în casă faci curat, dar e mai greu să-l menții, se adună praf, se adună diverse. În oraș, dacă e să mă refer în oraș, se fac eforturi, se văd, fără să fac aluzii. Pe elevi, noi învățăm la școală. E mai greu cu adulții. Refuză categoric să respecte ceea ce este minimum necesar. Eu așa cred.
Este jenant când vezi gunoaie la tot colțul de stradă. Și nu oamenii, cetății sunt vinovați, cei care ne conduc, fiecare în parte. Cred că această responsabilizare ar fi trebuit să se facă mult mai mult la modul concret. Iar concret. Dacă această educație ecologică, da, poate începe de la școală. De la școală, fără discuție, și multe ore de dirigenție. Să știți că și eu la clasă am o clasă de profesională și discutăm teme de ecologie. Cum păstrăm mediul curat? Cred că e o formulă simplă. V-ați gândit să și ieșiți așa în natură? Am ieșit cu școala, da, la curățenie, la parc, în zona imumului, pentru că se adună mizerie. Am participat la programul național Let's Do It România. Da, curățenia generală, da? În general, da. Cu asociația de voluntari. Bun. Cred că mai avem de învățat la capitolul ăsta eco. Mult și bine. Însă vreau să vorbim despre un alt proiect și am aici o dulceață de caracter. Da. Mai bine iarăși titlul. Acest proiect este realizat în colaborare cu CJRAE, adică Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, iar responsabilă este doamna psiholog Chivu Cristina Augustina. Dumneaei a inițiat acest proiect, nu numai acesta, ci și alte două proiecte, deoarece se implică foarte mult în modelarea trăsăturilor pozitive de caracter ale elevilor noștri. Care este, până la urmă, obiectivul acestei activități? Ce își propune mai exact să facă? Prin dezbateri, mese rotunde sau realizarea de portofolii, acest proiect își propune să se creeze o legătură între elevii colegiului. Ei sunt cam individualiști, așa, fiecare în clasa lui. Dar dacă reunești, să spunem, 2-3 din fiecare clasă și îi pui la o masă rotundă ca să se cunoască mult mai bine, este un plus și pentru noi și pentru ei. Și mă gândesc să împărtășesc, au... Exact, și au ce învăța, au ce învăța unii de la alții, da. V-ați axat pe astfel de activități unde elevii pot să afle mai multe unul de la altul? Bineînțeles, bineînțeles. Cum să vă spun, activitățile se realizează oricum cu elevi de la fiecare clasă, deci nu poți să implici pe toată lumea, ci poți să alegi, astfel încât încercăm să îi selectăm pe toți în mare parte. Deci sunt elevi care se implică la aceste dezbateri sau sunt elevi care sunt foarte buni la desenat sau sunt elevi care sunt foarte buni la dans. Deci noi încercăm să îi implicăm pe toți în activități, astfel încât să scoatem ceea ce este mai bun, să spunem, din ei. Pur și simplu. Deci nu numai să îi învățăm pe partea de tehnic anumite specializări, dar să le și dezvoltăm ce au ei mai bun. Să le perfecționăm, să spunem, calitățile. Bun. Ce mi-a tras mie atenția la o activitate, vizite la penitenciarul Poarta Albă, asta în cadrul unui proiect Lecții de Viață. Da, este un proiect care se derulează în fiecare an. Din nefericire, vă spun, ce nu e un lucru bun, că psihologul școlii se schimbă de la un an la altul. Dar fiecare în parte, atunci când vine într-o școală nouă, încearcă să își lase amprenta, știi? Să comunice cu elevii, să-i ajute atât cât poate. Iar aceste vizite se realizează în fiecare an, iar psihologul școlii este responsabil. Încearcă să le arate elevilor ce cale nu trebuie urmată, să învețe din experiența celor care au ajuns la penitenciar, din nefericire, care au făcut anumite greșeli, cărora le pare rău și atunci să încercăm să prevenim decât să ne pară rău. Și că în acest scop și poliția a realizat anumite vizite la școli și i-au informat pe elevi, nu? Da, da, avem foarte multe activități realizate și în colaborare cu poliția. Sunt să evităm drogurile, să spunem, nu. Spuneți-mi, dacă ați realizat până acum vizite la penitenciar, dacă ați apucat să faceți vizite? Da, s-a realizat în semestrul întâi. Eu personal nu am fost implicată. Cum i-ați văzut așa pe elevi? Au fost deschiși? Au fost foarte încântați și doritori să participe la această activitate, da. Chiar au fost foarte dornici să prindă experiență, să vadă și alte
modalități de învățare și de conștientizare. Da, erau și curioși în același erau timp. Erau curioși, da. Să nu mai spunem că erau curioși. Doar curioși și nu mai mult. Nu, să sperăm. Aș vrea să vorbim un pic și despre orientarea în carieră. Și asta, în, știu că aveți și un proiect de acest gen, încotro ai nevoie de busolă și vorbim despre orientarea în carieră, da? Da, da. Este un proiect foarte important realizat tot de doamna psiholog, deoarece dumneavoastră trebuie să modeleze caracterele da, elevilor noștri și acest proiect este important deoarece sunt invitați și agenții economici la discuții. Și se creează totuși la agenții economici, până acum. La agenții economici, elevii noștri fac practică, în primul rând. Deci acolo, cum să spun, se pune baza teoriei care se învață la noi în liceu. Pentru că teorie fără practică nu are sens. Este importantă practica până la urmă la școală? Știu că și facultate se face practică. Doamna Gabriela. Este foarte importantă. Așa cum am mai spus, se accentuează partea pragmatică. Ei învață cât învață teorie, dar este una când ți se vorbește sau ți se desenează strungul sau îl vezi pe calculator și alta când vii în contact direct sau aparatul de sudură. Și chiar ca o dovadă că zicem noi că am făcut o orientare școlară profesională bună, elevii noștri de la sudură au fost angajați toți. Este o realizare modestă, că nu suntem Oxford în principiu, dar s-a realizat, ceea ce contează foarte mult în acest context. Da. Bun, aș vrea să mai vorbim și despre Școala Diversității. Văd eu aici că aveți un proiect. Concursul literare. Mai sunt atrași elevii de partea aceasta literară? Suntem mândri de acest lucru. Este întâmplare, nu? Da, da. Suntem mândri și de ce? Pentru că suntem un colegiu tehnic. Și toată lumea ne vede axați pe disciplinele acestea. Și totuși demonstrăm prin premiile pe care le luăm, nu numai la Școala Diversității, care este în derulare, dar și la celelalte proiecte, mă refer acum la pledoarie pentru lectură sau Cunoaștem, credem, înfăptuim, care sunt toate aceste proiecte realizate în parteneriat cu Colegiul Național Mihai Eminescu din Constanța. Suntem mândri că elevii noștri au luat premii foarte importante la română. Suntem un colegiu tehnic și avem premii la română. Vreau să ne întreb și pe fete, cum este cu latura aceasta literară? Sunteți interesați? Vă place? Ce anume vă place? Cum îi vedeți și pe elevi? Vă sunteți glasul așa elevilor, da? Da. Cum este? Este o latură foarte frumoasă și plăcută, mai ales că noi suntem fete și consider că suntem puțin mai talentate decât ei. Poate și băieții au o latură benefică pentru literatură și așa, dar ei nu și-o exteriorizează atât de mult ca și noi. Ce crezi despre latura asta literară? Totuși, cum spuneam, sunteți un liceu tehnologic. Iată că... Da, din acest motiv, că suntem un liceu tehnologic, avem și o latură foarte dezvoltată. Încercăm să ne implicăm, să participăm la diverse activități, la diverse proiecte, la diverse concursuri și să ajungem, să trecem de etapa județeană și să ajungem și în etapa națională. Ați participat până acum la astfel de concursuri? Da, eu am participat împreună cu colega mea la un concurs de istorie. Am trecut de faza județeană, am ajuns la faza națională, unde a avut loc la Piatra Neamț. Acolo am stat o săptămână. A fost o experiență foarte plăcută. Concursul se numește Cultură și Civilizație în România. Ne-am axat foarte mult pe Megidia, date biografice din trecutul nostru și am spus foarte multe acolo. Conținutul ăsta a fost al orașului. Dar mai aveți timp și de astfel de activități? Eu vă văd implicate în foarte multe, foarte multe lucruri de acest lucru. Aceste activități au fost derulate în timp. De exemplu, acesta a fost anul trecut, după aia a venit patru la ECO. Am avut câte o perioadă pentru fiecare. Nu le-am împrăștiat sau amestecat pentru că nu avem cum să dăm randament dacă am face foarte multe în același timp. Roxana, tu mai ai timp? Da, îmi fac întotdeauna timp pentru aceste activități. Luna aceasta, pe 22, participăm tot la același concurs, la etapa județeană. Sperăm să trecem și de această etapă și să ajungem acolo unde am fost și anul trecut.
Văd aici aproape de voi este tot un concurs. Da, este un concurs de reviste școlare. Este în derulare, da, în parteneriat cu Liceul Teoretic din Baia Grăcescu din Megidia. Elevii noștri au realizat materiale pentru două reviste și în aprilie vor susține câte o bucățică din fiecare revistă, vor susține la concursul care se va desfășura la Liceul Nicolae Băcescu. Avem fete talentate care au scris poezii, iar noi le-am publicat în revistă, dar sunt poezii cu care au participat la Ziua Mării Negre, de exemplu, și au și uitat. Da? Iată că aveți și latura asta, scrieți și poezii și... Am spus că vă implicați în foarte multe lucruri, nu? Sunt copii talentați. Sunt copii talentați de care suntem mândri, da. Eu personal, de exemplu, mă mândresc și de mai mulți copii, de exemplu și acei băieți care sunt pe canapea, care au participat la Olimpiada de Limba Engleză, faza pe școală, iar doi dintre ei au participat și la Olimpiada de Limba Engleză, faza pe oraș. Da? Mă refer la Oboroceanu Florin și la Roman Ovidiu, care, deși sunt la un liceu tehnologic, au încercat să meargă un pic mai departe. Să sperăm că la anul vor avea rezultate și mai bune. Nu succes și dacă mai multe rezultate, nu? Mulțumim. Aveți foarte multe proiecte, din câte am văzut eu, proiecte pe care le aveți altele care... Avem următorul proiect al doamnei Ilie Claudia pe geografie, deci este un concurs pe teme... Călătorul în Europa, da? Da, Călătorul în Europa, în parteneriat cu Liceul Vasile Goldeș din Arad, este un concurs care se desfășoară în fiecare an. Și obținem... Și ce presupune mai exact? Elevii realizează tot eseuri, dar pe teme de geografie sau fac diferite prezentări și care participă la concurs portofolii. Și portofolii și obțin rezultate și pe partea aceasta. Da. Am mai văzut aici un alt proiect destul de important, fii corect, fii responsabil, prima clipă contează. Suntem mândri și de acest proiect, deoarece... Inițiat de doamna directoare, da? Da, dar cea care a venit la noi cu propunerea este o fostă elevă a liceului nostru, Mihaela Marin, care este studentă și face parte din Asociația Studenților și Medicilor Voluntari. Și ea a venit cu propunerea. A fost un lucru frumos ca un fost elev să vină la tine în liceu să spună, uite, eu am mers mai departe, și vreau să ajut și alții elevii ai liceului să facă ceva. Proiectul a constat în derularea de activități de acordare de prim ajutor. Lucru foarte important. Se învăța acest lucru și în școală? De prim ajutor sau... Nu. Deci nu. În școală nu. În școala generală se fac la, din câte știu eu, opționale, la biologie. Dar fi important să știe elevii și anumite măsuri sau profesorii, eu știu. Bineînțeles, se poate întâmpla orice. Noi am derulat foarte multe activități și în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea. Dacă vă amintiți, anul trecut am avut acel proiect în apărarea vieții, desfășurat în săptămâna Să știi mai multe, să fii mai bun. Și atunci am avut o simulare de incendiu. Și atunci, normal că după incendiu, trebuie să acordăm și prim ajutor, nu? Și atunci și cele două... Și sunt instruiți în acest sens? Au cunoștințe? Eu știu... Am beneficiat în fiecare an de ore de instruire pentru situații de urgență. Avem un domn maestru responsabil care, în cadrul comisiei de care se ocupă, are grijă să ne informeze în fiecare an. Doamna Gabriela... Ar trebui elevii să fie instruiți în acest sens? Da, cred că ar trebui completată paleta de materii și de cunoștințe și cu așa ceva, pentru că este absolut necesară și pregătirea pentru situații de excepție. Viața are prioritate și cred că din multe facem și noi puține bune. Pentru că mi-aduc aminte de Voltaire care spunea cea mai bună opera mea este faptul că am făcut puțin bine. Nu opera contat, ci gestul în sine. Cred că e valabil și pentru noi. Da. Corect. Iată că suntem puși în fața situațiilor de acest gen și cunoștințe, minime cunoștințe, nu strică nimeni cunoștințe. Contează, da. Un alt proiect, în colaborare cu o școală din Megidia,
iată că împreună pentru viitorul nostru, da? Ce presupune mai exact acest proiect? Noi suntem partenerii acestei școli, este vorba de școala Lucian Grigorescu din Mejdia, care, la fel ca și noi, este interesată de orientarea școlară a elevilor de clasa 8-a. Și atunci, împreună derulăm activități de cunoaștere, vizite, îi chemăm pe elevi la diferite activități. Chiar în acest an am realizat foarte multe activități la care am invitat elevii claselor a 8-a ca să vadă liceul, să cunoască unde vor dori să vină, să știe cât mai multe despre noi, pentru că noi considerăm că nu este necesar doar acele activități de promovare în vară, hai să vizităm liceul și nu au nicio perspectivă. Este important să fie chemați cât mai des la un liceu ca să vadă mult mai bine despre ce este vorba, să știe care sunt specializările, ce activități se fac în școală, ca să opteze pe urmă pentru viitorul lui ce consideră el că este mai bine. Adică sunt ajutați să-și aleagă până la urmă o meserie? Exact, să-și aleagă meseria, da, în funcție de liceul pe care vă urma. Și asta este, e valabilă pentru toate liceele din Mejdia și Colegiul Dobrogea Caselu. Deci toate liceele și Colegiul Dobrogea Caselu sunt implicate în acest proiect. Vă rog, doamna bibliotecară, spuneți-mi cât de importantă este alegerea unei profesii, așa din punctul dumneavoastră de vedere. Ce rol are școala, până la urmă, în alegerea unei profesii? Decizia le aparține elevilor în primul rând, dar cred că trebuie să îndrumați, pentru că pe parcursul celor 4 ani ei se mai răzgândesc. Atunci intervine profesorul pentru a-i sfătui și să ia decizia cea mai bună pentru ei. Să spunem așa că profesorul este un îndrumător? Da, sigur. Cu siguranță. Cu siguranță. Doamna Gabriel. Da, în speță dirigintele. Dirigintele coordonează activitatea la clasă, ține legătura cu părinții, facem consiliere și consiliere școlară și consiliere cu părinții. Sunt oameni cu destule probleme și alegerea unei meserii este vitală, absolut vitală și cred că și primordială. Și dacă n-am reușit chiar în totalitate, în mare parte, în anii aceștia, cred că am reușit să dăm bun meseriaș, în primul rând. Acolo unde s-au dus, au făcut față. Care spus este foarte satisfacția, simplu, până la urmă, unui profesor? Satisfacția unui profesor atunci când te întâlnești după ani de zile, chiar dacă nu îl mai ții minte după nume, îl recunoști și vezi că este un om format, o personalitate deja desăvârșită. Fiecare la locul lui. Omul potrivit la locul potrivit. Și cred că am realizat asta. Și vă felicit pentru acest lucru. În ultim subiect, aș vrea să vorbim un pic pe scurt și despre simulări. Simularea la bacalaureat. Cum a fost această simulare? Deocamdată nu avem rezultate, nu știm. Cert este că elevii noștri au avut emoții constructive, să sperăm. Cât au fost în total? 49, aproximativ. 49. Cei de clasele a 12-a. Cu cei de a 11-a vreo 66, cred. Da, pentru că în acest an și cei de la clasele a 11-a au dat simulare, da, la română și la matematică. De ce trebuie să susțină și simularea? De ce ar fi important? Considerăm că e mult, de fapt nu am considerat noi, ci minister, dar suntem de acord cu opțiunea dumnealor, că ei trebuie să știe totuși cu un an înainte care sunt puterile lor, unde au puncte tari, unde au puncte slabe, cât de pregătiți sunt pentru un asemenea examen. Deoarece cei de a 12-a deja cam știu de ce sunt în stare și e normal, mai bine cu un an înainte să vadă, uite, la un examen de asemenea amploare am luat nota cu tare, deci am timp un an de zile să îmi îmbunătățesc puntele slabe. Să lucrez mai mult la o anumită materie sau pe o anumită bucățică. Și de asemenea și pregătirea lor psihologică pentru examenul ce urmează, să bată la ușă. Pentru ce urmează. Ați reușit să vedeți subiectele la materiile care, la care s-a susținut? Avem aici o Georgiană, elevă de clasa 12-a. Da, spune-ne tu, cum au fost subiectele? Cum ți s-a părut simularea? Simularea mi s-a părut, pot să zic, de nivel mediu.
Este foarte ușor să spunem, am scris, am făcut, dar contează foarte mult care va fi rezultatul final. Noi vom afla bine rezultatele. Mi s-a părut la nivel mediu, am abordat în mare parte toate subiectele, nu am lăsat nimic necompletat și aștept cu nerăbdare să văd nota la fiecare. Ai avut emoții, să înțeleg? Am avut emoții, iar după puțin timp, după ce am văzut subiectul, m-am calmat și am început să rezolv. Ți-ai făcut o idee despre cum se desfășoară bacalaureatul, examenul final până la urmă? Te-a ajutat simularea? Pot să zic că simularea ajută foarte mult. Cum a zis și doamna, psihic în primul rând. Noi ne gândim, bac, este foarte greu, dar noi la simulare am văzut exact care sunt pașii, care sunt parcuși de noi la un examen, cum se completează și consider că m-a ajutat într-un mare fel această simulare. La examen, cu siguranță, voi avea mai puține emoții. Sper să nu fie invers. Mult succes atunci la examenul final. Final de emisiune, aș vrea fiecare dintre dumneavoastră să adresați un cuvânt de încheiere, fie pentru colegi, fie pentru elevi, fie de ce nu. Vă rog, ce doriți noastră să transmiteți? Eu doresc să vă mulțumesc în primul rând că ne-ați onorat cu invitația dumneavoastră de a ne chema la emisiune. Vă mai așteptăm și altă dată și profit de ocazie să vă invit la zilele liceului care vor fi în această lună, prima zi, 26 martie, da. Ne face mare onoare să... Sunteți în pregătiri, să înțeleg, pentru ziua școlii, nu? Da, ca întotdeauna. Ok, doamna Radica? Eu aș vrea să-i rog pe toți cei care ne privesc să susțină echipa liceului cu un like pe pagina de Facebook a Casei Corpului Didactic Constanța. Mai au timp până vineri. Iar rezultatul, finalistul, îl vom cunoaște pe 20 martie. Mult succes! Mulțumim frumos! Mulțumim. Doamna Gabriela? Da. În stil așa tradițional, vă mulțumim. A fost o întâlnire plăcută și sper fructuoasă și aș dori ca lumea din Megidia să știe că suntem mereu deschiși la dialog și așteptăm pe toată lumea cu brațele deschise să ne viziteze și să vină elevi la noi la școală. Și la noi se învață. Și este un lucru formidabil. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, te rog! Aș dori să ne votați, să ne susțineți până în ultima clipă și să ne apreciați munca. Vă mulțumim! Te rog, Gemma! Aș vrea să vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi și că am putut să vă împărtășim din eforturile noastre care le depunem de mult timp în acest liceu. Și în ultimul rând aș vrea să mulțumesc cu foarte mare drag tuturor profesorilor care au fost alături de noi. Eu sunt an terminal, este ultimul an în acest liceu și pot să zic cu sufletul împăcat că nu îmi pare rău că am ales acest liceu. Sunt mândră de mine și de toți profesorii care au fost alături de noi. Și mai ales trebuie să fim mândri de rezultatele pe care le-au obținut, exact. Nu? Dacă ar fi să... mele, ca să zic așa. De ce crezi tu că o să-ți fie mai mult așa dor după ce o să termin? Sincer, cred că o să-mi fie mai mult dor de profesori. Te-ai apropiat, te-ai atașat de ei, să înțeleg. Da, în general am fost foarte apropiată de elevi, foarte apropiată, iar în liceu pot să zic că am întâlnit o diferență de mentalitate și am fost mult mai apropiată de profesori. Mult succes în continuare! Vă mulțumim din suflet! Vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația mea de a participa la emisiune, iar pe telespectatori îi așteptăm la o ediție viitoare. Pe curând!